Producătorii agricoli afectați de secetă vor primi ajutor de la stat. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură informează potențialii beneficiari de scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta severă în perioada aprilie-septembrie 2015. Aceștia trebuie să depună o cerere până pe data de 30 noiembrie. Plățile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi. Porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartofi, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreți, pășuni și fânețe. Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat pentru producătorii persoane fizice sunt de 280 de lei pe hectar la porumb boabe, 285 de lei pe hectar la floarea soarelui, 335 de lei pe hectar la soia, 1130 de lei pe hectar la cartof, 600 de lei la sfeclă de zahăr, 1490 de lei pe hectar la legume de câmp, 225,5 de lei pe hectar la plante de nutreți, 50 de lei pe hectar la pășune și 75 de lei pe hectar la fâneață. Pentru persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, cuantumurile maxime sunt duble față de cele pentru persoane fizice la toate culturile. Schema a fost aprobată recent de guvern prin ordonanță de urgență și este destinată producătorilor agricoli care își desfășoară activitatea în producție agricolă primară, fermierilor care dețin atestat de producător, întreprinderi individuale și între prinderi familiale. Pentru a beneficia de aceste ajutoare, producătorii trebuie să dețină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada 1 aprilie 2015-20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, semnat de membrii comisiei și în care să fie înscrise cel puțin informații privind cultura, suprafața calamitată, precum și procentul de calamitare de peste 30% și să fie înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată a